Stați, colegi! Rică, adă-ți aminte de acum 20 de ani. Dai? Când stăteai cu minte în bancă, nu umbla prost. Hai, tu 25, lasă. Când ai terminat liceo? E bine că o termine? 20. 20, s-am zis. Dar ce zic băieți, bine că l-ai terminat, că puteai să nu termini. Stimați colegi, astăzi avem conferința de lansare a unui proiect cu o temă extraordinar de interesantă, dar nu numai că tema este interesantă, ceea ce o să producă acest proiect este foarte interesant. Proiectul se numește Dezvoltarea Serviciilor Sociale ca Structuri de Economie Socială. La noi se discută de foarte multă vreme de economia socială. Sunt foarte multe lucruri care s-au avut în vedere discutând de economie socială. Totuși, forme de economie socială au existat de-a lungul timpului și aș vrea să vă amintesc doar una care la un moment dat nu ne-a plăcut și am desfințat-o. Este vorba de cele cooperative agricole de producții care erau o formă de economie socială. Dar acum gândim ca această economie socială să fie pusă pe alte baze. Prin proiect se propune formarea unor persoane care să dezvolte abilități de educație parentală, ca să-i spunem așa, pentru familiile de asistenți maternali, dar care să nu fie numai asistenți maternali, poate fi și îngrijitori la domiciliu, să fie pregătiți și pentru forme antreprenoriale, pe de o parte, iar pe de altă parte, să creeze niște structuri care să funcționeze pe bazele economiei sociale. Niște microstructuri care vor fi înființate la nivelul județului și care după aceea să încercăm să le dezvoltăm să meargă mai departe. Nu intru în prea multe detalii legate de acest proiect, pentru că am să-l invit pe domnul Cristian Roșu, care este managerul de proiect și în același timp este secretarul general al Colegiului Asistenților Sociali din România, cu care am discuții mai vechi cu dânsul și cu președintele Fundației Sera, legat de această formă de economie socială care s-o introducem în județ. Și în momentul de față, este momentul să începem un astfel de program. Și am să-l rog în continuare să prezinte dânsul programul, ca să vedeți cam care sunt avantajele care decurg din această formă de pregătire a personalului, dar și de crearea unor microstructuri de economie socială. Domnule Roșu. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc în primul rând că ați venit ca să vă putem prezenta minunatul proiect. Proiectul se desfășoară în cele două regiuni, Nord-Est, Sud-Est. Cum s-a ajuns la ideea acestui proiect? După cum probabil ați tot fost la prezentări de proiecte și ați tot auzit, ca forme de economie socială, de obicei se vorbește de micro-afacere, ceva care să fie ca o afacere. Acum vreo un an și ceva, a fost prima dată când am început să ne gândim de ce nu și serviciile sociale pot fi văzute în momentul de față ca o formă de economie socială. Multă lume ne-a privit în momentul ăla cu îndoială și a spus că teoretic serviciile sociale nu sunt afacere, cum ar putea să fie susținute. Nu suntem acum în momentul în care să spunem că am găsit cheia pentru acest minunat secret. Dar am pornit de la următoarea premisă. În momentul de față, serviciile sociale sunt în punctul de a se dezvolta mai mult în sfera privată decât în cea de stat. Să sperăm în continuare că serviciile sociale dezvoltate în mediul privat vor putea să atragă totodată și fonduri, dar în același timp ele vin să dezvolte locuri de muncă. Și aici am găsit legătura cu economia socială și am spus de ce n-am putea să folosim aceste fonduri structurale pe economia socială și pentru dezvoltarea serviciilor sociale. Unul din lucrurile care în momentul de față este deficitar și din cauza blocării costurilor și din cauza lipsei bugetului și așa mai departe, sunt asistenții sociali, asistenții maternali. Motiv pentru care am spus că din cele 6 structuri de economie sociale care vor fi dezvoltate prin proiect, 5 vor fi doar create pentru asistenții maternali. În fapt, vor fi înființate 5 organizații, 5 asociații, care vor fi autorizate ca furnizori de servicii sociale pe serviciul asistență maternală, care vor fi înființate de către asistenții maternali, care vor fi formați prin proiect. De fapt, asta este forma de economie socială la care ne-am gândit noi, ca asistenții maternali să-și înființeze o asociație și prin această asociație ei să devină propriilor angajați.
În continuare, urmând ca ei să primească copil în plasament, de la direcția Vaslui, de la alte direcții din țară, să funcționeze pe piață ca furnizor privat. Și credem că acest lucru poate fi sustenabil în viitor, dat fiind faptul că se vorbește deja de legea privind contractarea serviciilor și aceste mici ONG-uri pot să se autofinanțeze. În paralel, ne-am gândit că acești asistenți maternali să le oferim o dublă calificare, ca să le creștem șansele, să zic așa, pe piața serviciilor sociale, astfel că ei vor fi pregătiți și ca îngrijitori la domiciliu. Astfel că dacă se ajunge în situația în care nu au copil, se poate să vândă, între ghilimele, servicii de îngrijire la domiciliu. Și noi sperăm că acest model să fie de succes. Încercăm în acest moment să vedem dacă vom reuși. Va mai exista o structură de economie socială, o societate comercială, care are ca obiect de activitate, zic așa, va fi comerțul online, va fi un magazin online, cu produse pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, copii și persoane cu handicap. Toate acestea împreună se vor sprijini cumva, adică el încearcă pe cât posibil să lucreze împreună. În momentul de față, din urma discuțiilor pe care noi le-am avut deja, proiectul a început în data de 29 decembrie, teoretic, practic de la sfârșitul lunii ianuarie. În urma discuțiilor care le-am avut deja în județele din regiunea nord-est și sud-est, credem că cele mai multe din structurile de economie sociale vor fi înființate în Vaslui și în Constanța sau Tulcea, aici suntem, să identificăm locațiile exacte. La fiecare ONG va avea un număr de 5 asistenți maternali și îngrijitor la domiciliu, el va deveni și îngrijitor la domiciliu pe parcursul proiectului. Și cu voia autorităților, atât din județul Vaslui, cât și din județele învecinate, să sperăm că aceste mici ONG-uri vor putea să se autofinanțeze după încheierea proiectului. Pe parcursul proiectului vor fi asigurate toate costurile legate de salarizare și funcționarea lor ca organizații, urmând ca după asta, prin contractele pe care noi vom încerca să-i sprijinim aceste ONG-uri să le obțină până la sfârșitul programului, ei să-și asigure sustenabilitatea pentru, măcar pentru anul următor, anul bugetar următor. Cam despre asta e vorba în mare. De ce am ajuns la parteneriatul care a propus acest proiect? Colegiul Național al Asistenților Sociale împreună cu Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și cu Fundația SERA au ajuns în această echipă deoarece Colegiul Național al Asistenților Sociale este interesat să arate că pot să fie înființate servicii sociale așa cum sunt trecute în lege în momentul de față, să respectăm toate standardele, să aibă asistent social, fiecare acest ONG va avea angajat un asistent social de la început, iar celelalte două organizații vor veni cu expertiza exact pe partea de servicii sociale. Atât Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, cât și Fundația SERA au experiență în domeniul protecției copilului, lucrează de mai mult timp și ele vor sprijini în momentul de față organizațiile respective pentru partea de formare de personal și tot ce înseamnă punerea pe picioare a organizației, până când aceasta va rămâne singură. Sperăm că și după încheierea proiectului vom rămâne într-o relație de colaborare cu aceste organizații, pentru că vom dori în continuare să le sprijinim pentru a nu muri imediat după ce dispare proiectul, lucru care nu este de dorit. Chiar vrem să arătăm că banii din fondurile structurale folosiți în momentul de față pentru partea de economie socială pot fi folosiți și pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii serviciilor sociale. Cam asta e în mare, dacă aveți întrebări. Eu nu mai știu ce să mă... M-am învârtit în centru. Dacă n-aveți întrebări. Ce facem dacă n-aveți întrebări? E greu tare dacă nu. Da. Ce să vă mai zic despre proiect? Cred că ar trebui spus că sunt solicitări de asistenți maternali din anumite zone ale țării și nu sunt asistenți maternali și atunci se poate asigura sustenabilitatea prin plata unor servicii. Deci, De obicei, din experiența noastră, candidații pentru asistenți maternali sunt de obicei femei.
asta, da, așa. Și atunci, ca să zic, grupul țintă al proiectului este reprezentat de femei. Vor fi identificate și cu ajutorul direcțiilor județene de protecție a copilului, din acele persoane care poate pe parcurs și-a exprimat interesul de a deveni asistenți maternale. Asta va fi cel mai ușor. Totodată vom căuta să colaborăm și cu primării din mediul rural pentru a identifica de acolo dacă apar situații în care există femei care întrunesc condițiile pentru asistentul maternal, mai trebuie și să îndeplinite și niște condiții care sunt prevăzute de lege. Noi vom face această evaluare în interiorul proiectului și după asta vom face cursul de formare. Dar cam asta va fi mecanism. Și în același timp, persoana care se califică să fie asistent maternal pentru îngrijitor la domiciliu, acolo doar trebuie un curs de formare, nu trebuie să îndeplinească alte condiții de atestare, așa cum sunt prevăzute la asistent maternal. Nu, aceeași persoană va avea o dublă calificare în final. Vrem să obținem pentru această organizație autorizare atât ca serviciu de asistență maternală, cât și ca serviciu de îngrijire la domiciliu. Astfel ca ea să aibă posibilitatea pe piață să vândă două tipuri de servicii sociale. Unul de asistență maternală și unul de îngrijire la domiciliu. Îngrijire la domiciliu ne vom focusa mai mult pe persoane vârstnice în momentul de față. Ei vor fi asistenții maternale. Aceste doamne, ele vor deveni fondatorii acestor ONG-uri și vor fi propriilor angajați. Ei se vor angaja pe ei. Cinci asistenți maternali vor înființa un ONG și aceștia cinci vor fi angajați ai acestui ONG. Pe perioada proiectului, acum, pe perioada proiectului până la sfârșitul anului, până în decembrie, va fi asigurată de către noi prin intermediul proiectului. Până la sfârșitul anului, noi încercăm să identificăm pentru aceste ONG-uri posibilități de colaborare cu direcțiile județene de protecție a copilului sau primării care au nevoie de îngrijire la domiciliu. De ce apare acest lucru? Există, din ce am observat noi, există județe unde sunt mai mulți copii care ar trebui să stea în asistență maternală, respectivele județe neavând în momentul de față rețea dezvoltată de asistenți maternali. Și atunci ne-am gândit că și inclusiv în județele vecine ale județului Vaslui se întâmplă acest lucru. Poate că apar și în județul Vaslui la un moment dat situații în care de urgență e nevoie de un asistent maternal. Cam ăsta e targetul ca servicii pentru asistenții maternali. Și așa credem noi că ele se vor putea autofinanța după încheierea proiectului. Dacă nu mai sunt întrebări, prezentarea este... Fiecare structură de economie socială, cele 5 ONG-uri și societatea comercială, va avea un manager. Va fi format și de Caterina. Da, va fi format ca antreprenor. Va fi pentru cele 5 ONG-uri, da, va fi un asistent social. Nu, un asistent social, dacă nu poate să fie, dacă este funcționar public, nu poate să lucreze într-o structură privată. Există și această posibilitate, dar încercăm pe cât posibil să nu canibalizăm, adică să mutăm oamenii de la direcție, să-i mutăm la ONG-uri și prin asta să spunem că am dezvoltat servicii. Că, teoretic, e posibil să se întâmple asta, dar nu am dorit să facem acest lucru. Am dorit să identificăm alți asistenți sociali care în momentul de față nu au locuri de muncă sau nu pot fi angajați. Cineva cu experiență, nu? Dacă sunt noi, bănuiesc că nu prea am nici experiență. O să vedem când o să punem anunțul ce primim la... Și e o diferență între asistentul social care a lucrat în servicii sociale și... De preferat, întotdeauna va fi unul care are experiență. Dar va fi o procedură de recrutare și o să încercăm să-i găsim. Dar v-am spus doar că nu vrem să speriem cu ocazia asta pe domnul director, spunându-i că o să-i luăm 6 oameni la direcție. Unii umblă ca să destabilizeze direcția, dar... Da. Mații vis-a-vis de numărul exact al beneficiarilor și așa mai departe, prezentările celor 3 parteneri. Vă mulțumim și o să ne tot revedem pe parcursul colaborării până la sfârșitul anului. Mulțumesc tare mult!
dacă în calitate de manager de proiect nu v-au spus foarte multe lucruri legate, mai ales de modul care va fi organizat. Probabil că o să mai discutăm despre proiect și în legătură cu personalul care va fi angajat, pentru că, într-adevăr, ca să fie manager și să poată să inițieze acest ONG pentru o asistență maternală, trebuie să aibă și experiență necesară și o anumită vechime care să-i permită lucrul acesta. Dar nu vă fi frică, nu destabilizăm nicio activitate. Avem grijă, funcționarii publici nu pot face parte din aceste structuri și deci din direcții nu va putea pleca nimeni. Ca să le dau așa și dumnealor un avânt, să se gândească la ce urmează. Sunt și destui contractuali care pot să facă cumul și atunci ne vom gândi la așa ceva. Dacă nu va fi altfel. Dar dacă vom dezvolta niște structuri, dacă vom găsi și oameni care se ocupe, lucrurile vor fi foarte bune. Mai este un lucru. Noi avem solicitări de asistență maternală destul de multe din partea unor oameni din județ. Și am încercat cât se poate de mult să ducem asistența maternală spre mediul rural, dar nu foarte departe de orașe și municipii. Și atunci vom avea și asistenții maternali pe care să-i propunem acum pentru a fi școlarizați, deci candidații pentru asistența maternală, care să fie școlarizați, care să fie pregătiți atât pentru asistență maternală cât și pentru îngrijire la domiciliu. Vreau să vă mai spun că îngrijirea la domiciliu este o activitate care rentează, este foarte bună pentru că nu scoți persoana vârstnică din mediul în care a trăit toată viața și să-l duci într-un spațiu care este străin și în care se acomodează foarte greu și atunci vom avea și aici posibilitatea să ne dezvoltăm puțin pe aceste structuri. Cred că este binevenit și mai mult, dacă discutăm și de persoane vârstnice, acolo va putea fi venită și o contribuție a lor pentru această îngrijire la domiciliu și să vor crea structuri care să poată finanța singure și care să funcționeze. Ca să nu mai vorbim că la copii alocația de hrană se dă, alocația per copil pe costul mediu poate fi dată de către Ministerul Muncii, care suportă cam 90% din cheltuieli, urmând ca ONG-urile să vină cu partea cealaltă de 10%, prin strângeri de fonduri și alte mijloace, și nu cred că este un lucru rău că se întâmplă așa ceva în județul nostru. În ce privește cealaltă formă de care se făcea vorbire, și anume de acest magazin online de dispozitive și proteze, și asta este un lucru bun, noi deocamdată nu lucrăm decât cu două ONG-uri care aduc astfel de dispozitive și cărucioare la nivelul județului, dar toate sunt second hand, iar pentru lucruri noi, e mai greu. Aceste dispozitive sunt și ele subvenționate în mare parte și atunci o să trebuie să găsim soluția pentru a subvenționa în continuare în așa fel încât să nu plătească persoana costul integral. Un cărucior cu propulsie electrică se duce la câteva mii de euro și atunci ca să poată să-și permite o persoană cu handicap este mai greu. Ceea ce nu încercăm să facem cu alte finanțe. Invitații noastre. Vă spun, eu aștept acest proiect de mai multă vreme, deci discutăm de mai mult de un an de zile de cum să rezolvăm proiectul, cum să rezolvăm cu asistenții maternali mai mult și acum avem oportunitatea de a da drumul la acest proiect. Domnule Cristian Roșu, sunteți prezenți la VASU la lansarea unui nou proiect. V-am rugat să ne spuneți câteva cuvinte despre acest proiect. Proiectul Dezvoltarea Serviciilor Sociale ca structură de economie socială în regiunea Nord-Est-Sud-Est este un proiect finanțat prin Fondul European. Este un proiect implementat de Colegiul Național al Serviciilor Sociale în parteneriat cu Fundația SERA și Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și are ca obiectiv înființarea 6 structuri de economie socială în regiunea Nord-Est-Sud-Est. Aceste 6 structuri de economie socială fiind văzute ca servicii sociale care vor furniza servicii de asistență maternală și de îngrijire la domiciliu. Beneficiarii grupul țintă este format din femei care se află în căutarea unui loc de muncă, în mod normal care nu au lucrat,
și ele vor fi evaluate și calificate în cele două meserii, asistent maternal sau îngrijitor la domiciliu. Toate aceste ONG-uri vor fi înființate în mediul rural și intenționăm ca după finalizarea proiectului acesta să devină un model de succes pentru a arăta că serviciile sociale pot deveni o sursă pentru locuri de muncă și nu cum de obicei asistența socială e văzută doar ca o modalitate în care se consumă bani. Atât asistenții maternali cât și cei sociali, numărul lor este din ce în ce mai mare. Din păcate, numărul mare de asistenți maternali apare ca rezultat direct al problemelor cu care se confruntă familiile cu copii în momentul de față, copii care, din păcate, la fel, nu pot fi îngrijiți în familie. La momentul în care un copil este separat de familia lui, cea mai bună soluție nu este reprezentată de plasament într-o instituție, ci de plasament într-o familie substitutivă, în cazul acestui asistent maternal, pentru o perioadă temporară. Astfel că aceste servicii sociale pe care noi le înființăm în momentul de față, intenționăm să le dezvoltăm o metodologie de lucru care să respecte întru totul standardele, astfel că vom încerca de la început ca plasamentul acestor copii să fie cât mai, pe o perioadă cât mai scurtă, pentru a nu rupe cu totul relațiile familiale.